A fost un an dificil și încărcat, însă toate problemele au fost depășite cu succes. Este concluzia primarului din Râmnicu-Sărat, Sorin Cârjan, la finalul unui an de muncă plin de provocări pentru administrația locală. La ultima întâlnire cu aleșii locali, edilul a apreciat atmosfera de lucru din cadrul Consiliului Local Municipal, dar și eficiența muncii depuse de consilieri. Dragi colegi, permiteți-mi la capătul un an multă muncă, dar plin de, să spunem, realizări, să vă adresez mulțumirile mele ale colegilor din administrația locală pentru tot ceea ce ați făcut, nu doar în anul acesta, dar în anul acesta, pentru că este final de exercițiu financiar cu fondurile europene, încep să se vadă rezultatele muncii noastre. Vă mulțumesc pentru modul în care am lucrat în Consiliul Local, pentru eficiența muncii din Consiliul Local, pentru tonul discuțiilor și principalitatea avută de fiecare dintre colegii noștri. Primarul spune că în ultima perioadă administrația locală s-a confruntat cu un volum mare de sarcini și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat pentru binele comunității. Administrația locală, Consiliul Local, viața orașului este o fabrică cu flux continuu. Dacă nu facem astăzi ceea ce trebuie, mâine va fi prea târziu. Resimțim din plin volumul foarte mare de sarcini pe care le avem și dacă lor nu am fost atât de prompți în decizii, în acțiuni, nu înseamnă că nu ne-am păsat, ci pur și simplu că nu am putut la momentul respectiv să facem față tuturor nevoilor. Pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului, Sorin Cârjan a mulțumit atât consilierilor locali, cât și secretarului general al primăriei, viceprimarului, precum și colegilor din instituțiile publice locale.